Mergem la școală? Da. Ceau, tata. Ce? Ceau, tenișe. Îți murdari. Păi și până acum ce ai făcut? Am... Sala culoare. Am stat. De fapt nu am stat, am pregătit brac, spalt. Da. Haide! Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit! Hai, hai! Îl ducem pe ei de la școală. Îl duc pe ei de la școală, de fapt. Nu, și vreau să vă iau și pe voi. Cu mine. Da, mamă, da. Da. Nu vreau să gurim proști. Deci, a. Dacă eu îl va are o sărcitor acolo de bani. Ce zici? Dacă are, dai două cu el. Vezi că dau din două, dar mă să încerc. Numerile astea. Da. Da, măi, mamă. De acolo să iau grijă. Da, da. Las că probez, da. Hai, tate, urc. Masca asta e a mea. Băi, tate, păi ce să fac, mă? Să șterg video la Laura? Nu. Păi dacă mi-a dat de la copyright... Păi și dacă îl ștergi, cu ce rezolvă? Păi adică să nu mai fie acolo. Păi, degeaba. A, nu șterg, îl pun pe privat. Dar la câte mi-au la copyright? La două. La două? Și câte îți dă? La cinci. La cinci? Trebuie să am grijă, băi, să nu mai... Să apară diferite melodii pe canalul meu, că... Mergi, băi, tână, la școală? De la el tot la liceu. Tot la liceu? Păi, mă, să nu își pierd în sărat. Nu știu ce mai e cine să am. Ah, ce fain e să am. Îmi duc feciorul la școală. Feciorul? Îmi duc pe feciorul la școală. Care-i treaba? Eu sunt. Mă duc și eu. La poștă. Ah, când? Poștă, duci. Te duc bre, cum sună, cu mare drag. Când? 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 Da. Da, acum urici. Acum vrei? Acum? Vrei să mergi acum? Vrei acum? Au, doamne, să am bine. Vrei acum? Stai și... Văd, de unde ziceau așa? Mă duc pe băiat la școală și mă întorc. La școală? Da. Zi-mă unii, mă, ce nu iei să mă să urci, mă, Andrei? Nu. Hai că mă întorc și vorbim, da? Hai, te duc eu, da? Nu vrea? Nu știu ce. Nu vrea, dar ce nu iei să mă să urci, doar pentru el am oprit. Cât-i ceasul? Cât-i nasul? Păi, tate, dacă el vrea să ducă pe niște colegi... Care ceas, tate, că n-am ceas? Mai oprească pe undeva... Eu nici pachet nu am. Da, mă, dar nu știi să mănânci acasă, pachet. Eu mai luam pachet la școală când plecam. Mă puneam un colț de pâine în buzunar și pe el al mâncam. Să vrei pachet. Hai, mă, urcă. Urcă în... Nu acolo, dincolo. Partea aia, Lantu. Bună ziua. Ce faci? De ce nu te-ai urcat, mă, dar pentru... Chide ușa aia, mă. Ce aici? De ce nu te-ai urcat? Chide-mă ușa aia. Stai, băi, tata, că-i blocat de copii. Ce mai faci? Ha? Ce mai faci? Jali! Alei, mă
disper mașina asta cu centura asta. Glang, 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 și ură s-au de pe video. Păi, dar tu de ce? S-ar putea să-ți ceară ție acum. Centura. Desactivează asta. Pune centura, băi, băi, că mă critică lumea după aia. Ei, da. Măi, tu pune centura. Da, de ce? Pune centura, măi, că... De aici, măi, pune centura, că am probleme după aia. Ce probleme? Puneți, măi, centura, măi, tate. Da, de ce să mă pun? Pune centura. Nu merge apa, da, merge. Așa, ce se critice lumea? De ce treabă are lumea? Păi cum, dar... După aia zice că uite, Edwin și-a pus centura. E, ce să-ți povesti? Ia uite, mi-am pus un cum îmi gândesc cam așa. Nu-i mai bine așa? Cât e ceasul? Nu știu, nu m-am mai întrebat de mine. Păi da, dar uită-te. Nu pot să mă uit acum, filmez. Unul farcea, ce mai contează? Ce crezi că ai întârziat? Păi eu la 11 fix de ce asta? 11, doamne. De ceas, de ceas? Unul fix încep. Nu știu că poate să fie un ceas. Milion, două, depinde de marca lui. Ce mai? Poate să costă un ceas. Primul rând nici la ceas la mână. Ceas, cât costă un ceas. Mă gândeam că te interesează cât costă un ceas. Vrei ceas. Ia-ți ceas la mână. Andrei Salceanu. Andrei Salceanu, ce faci? Ia zi, mă urmărești pe YouTube sau nu? Vai, nu se focalizează. Băi, sigur, nu mă minți. Ia, e și 45. Cum mă urmărești, dar te-am testat. Știu, domnule, cum mă urmărești, dar am vrut să văd așa cam ce reacția e. Te mai faci polițai? Tot polițai vrei să faci, nu? Băi, las. Nu vrei să faci. Și dacă mă oprești în trafic, de exemplu, și nu am centură, îmi dai amendă? Nu îmi dai, nu? Mie. La unii așa, prietenii ăștia, mai trec vederea. Păi și nu încalci legea după aia? Adică ar trebui să-mi dai amendă, nu? 2, 100, ești. Doamne ajută, Maica Doamne. Băi, că treceți în fața bisericii. Faceți vă cruce, mă, frațul, mă, că așa o să vă obișnuiți și toată viața o să faceți. Înțelegi? Dacă te obișnuiești așa să nu-ți faci, păi n-ai să-ți faci. Și fă-ți cu mâna, că ai mână, nu neapărat. Cu limba în gură îți faci când nu ai mână, Doamne ferește. Sau când ai mâinile ocupate, sau știi? Pus sacoși ceva în mână, vii la magazin sau... Iată că, iată că. Ia. Liber, mă? Stai acolo, nene, chiar Ion. Băi, chiar cum dată e, mă? E negru. Nu-i negru, mă, că e albit cu tot. Ne mai referă la altceva, gata, opriște. Dragă, așa regulă, e tare aici, frumos. Centura ta, ți-ai dat-o jos, ia uitați, frațule. Hai, hai, că tu, mă, mă enervează și s-aud din tăceare, mă, de nu se mai oprește odată. Bine, pa. A, tate, să ai grijă tine. Să fii cu minte și să înveți. Vezi. Tate, pa. Pa. Mergea cu bicicleta înainte, acum nu mai poate. Bătrânii, băi, 80, aproape 90 de ani, dacă nu mă înșel, 80, nu știu sigur. Mai are 88 sau 89 de ani. Hai, Nesam! Hai, vină știu! Nu, 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 acolo, dincolo, în spate, în spate, că în față. Aici vrei, vrei? Lăsam, aici, aici, în spate, că ai mai mult loc. Aici. Așa, cât stai mai din aici.
Îl duc sărac, că nu ar ce să-l duc. El mai mergea pe bicicletă înainte, acum nu mai pun să mai merg. Care-i treaba? Care-i treaba? Ce faci? Care-i treaba? Cum? La poștă, mergi la poștă, nu? La poștă, nu? Da, la poștă. Bă, da, nu mă auzi deloc, bă, lăsându-mă tare. Bă, da, oameni, îți trebuie un aparat de la auditiv, sau cum îi zice. Auditiv. Ac vorbesc eu cu Dine să-ți iau un aparat de ăla. Să spună în urechi, să poți să auzi. Să ne înțelegem cu matale acasă. Mai vorbesc cu matale, te mai filmez, ca strict, trebuie să strict tare la matale. Ok, mă vorbesc singur acum. Săracă, nu mă aude, bă, frate, bă, bătrâniesc, bă. Sunt tineri care... Sunt tineri care nu au da Leasandu, care nu o să știa. Leasandu, câți ani ai, bre? Câți ani ai? Câți ani ai? Ce faci? Câți ani ai? Câți bani am? Nu câți bani ai, nu? Nu mă interesează bani. Da, câți ani? 86, bă, frate. Ești mai... Matale, ești mai mare ca tataia, nu? Ca tata. Ca tatu? Da. Nu. A, mai mic? E mai mare tatu. Înseamnă că tata, dacă trăia, avea 87, nu? Mm. Aha. Da. Mergem la poștă. Dar nu ți-a venit pensia? Nu ți-a venit pensia? Nu. Ah. N-a venit. Și mergi să vezi, nu? Mă, mă, să mă, mă, că aici... Da, 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 da. Dă-i, băi, frate, o leacă mai în față. Dă-i, te rog, o leacă mai în față, nu văi nici. Mersi! Salut, Viorica! Ce faci, mă? Trebuia să vină poștașul la poartă, nu? Mâine Sandu! Ha? Normal, trebuia să vină poștașul să aducă pensia. Păi, nu știu. A, vreau să-mi pun centura, că începe să... Începe să facă călăgia cu mașina asta. Ierte toate păcatele. Ole, stai, trebuie să stau pe loc. Trebuie să stau pe loc. Scuzate. Trebuie să depășesc, că n-am încotro. O să sau după ei, săraci. Dumnezeu să te ierte, cine-i murit tu care ești. Și să ai parte de lumină pe lumea noastră.
fraților, trebuie să facem și fapte bune, că vă spun eu că cu astea ne vom mântui. Faptele bune. Astea, cu astea, adică am vrut să zic, așa, cu astea plecăm de lumea la. Și astea ne rămân. Dane Sandule. Deschide-o ușa. Ai răbdare. Stai. Te-a lămurit? Gata? Ce a zis, Sandule? Ce a zis? Vine acasă. Ah, bun. Bună, Sandu. Uit că el nu mă aude, săracu. Și tot îmi vine să vorbesc cu el, dar nu mă aude. Oare mă ajung eu să iau pensie? Păi, fraților, ajung eu la pensie. Spuneți voi. Mă ajung eu. Eu dacă mă vai de pe acum de durere de spate, de mă dor toate oasele, mă dor. Greu, deja încep să simt bătrânețele. O simt pe bătrâneți. Poate dacă mai fac câte o faptă bună așa, la bătrâneți poate eu voi avea și eu ajutor. O fi de la copiii mei, o fi de la străini, de la cine o fi. Nu mai contează. Important să fie. Cum coboară Năsandu din mașină. Deci e președintele României, uite la el. Hai, Năsandu, poftim. Poftim, Năsandu. Opa. Parcă ești Iohannis. Mulțumesc. Doamne ajută. Sănătate. Sănătate. Bătrâneță, bătrâneță. Este o vorbă. Bătrâneță, bătrâneță. Și mai era ceva. Nu mai zic. Vă las pe voi să deduceți. Oh, eu iar a început. Iar a început. Și mă disper. Ai, mamă, ghiși câți bani am mai scos de pe card? Nu, am scos ceva, dar cât? N-aș crede. Cât zici? Un mult. Mult, mai puțin. Nu, 7, 8, 8, 5. Mai puțin. Am văd 2, 3. De loc. 200 de mii. Una e ori. Ei, nu, eu. Nu, mai, nu, mai, ai, mamă, nu, mai eu. Trebuie lui săracul, el are mai mult nevoie ca mine. Lasă, da, vreau. Și tu, mamă, dar... Lasă, că am făcut și o faptă bună, l-am dus până Sandu la... A. La poștă. La... Dar ce-a făcut? Nu-i vine a pensie așa, să-i interesează. Păi, să da, da. El are o leac de mine, dar nu prea are. I-a arătat dintr-o zi, fără austru. I-a arătat cu poruia 16 milioane. Mă, zic, banii tăi se ducă în cardul. Și ce-a făcut la poștă? Azi că îi vine acasă. Ia-s doamna de acolo.
În fine, da, și facem cu 16 milioane, oare. Da. Da. E, bine că l-ai dus, da. 200. Da. I-am promis că îl duc și l-am dus. Nu e niciun sac tărâț. Ce să fac, sărac? Dar să cea pe jos? Da. Știa, nimerie. E, da, să fii bun. Aia se ducea pe jos, nu se ducea pe jos, n-a avea cum să meargă atâta. Păi ți-a zis ea să-l duci, dar? Mi-a zis el să-l duc. Aaa, s-a nimerit că te-a dus băiat. L-am dus pe iede și m-am întors, zic, hai să-l duc și pe ăsta. Aaa, ai venit și arătei? Da. Ei, las, da. Pericătoși pe varioare ca tine. E vreun an, așa, un an de zi. Nu era în țară. Da. Și eu m-am să anunță la Froasa. Și la trei noapte am venit, hai, la băiat, da. De acolo el a luat și s-a acasă. Da, Dumnezeu să o odihnească. Da, mă, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, o abonare, o distribuire. Vă salută și mama și vă iubește. Ia, salută mama. Da, consul, vă iubesc mult. Vă pup. Vă pupam. Da, oameni buni, da. Și vă iubim pe toți. Vă iubim bunișoare. Pa, pa.